venise vremea să încerc și eu extensiile de gene, asta pentru că mi se părea că nicio mascara nu se compară cu rezultatul dat de genele false. Bineînțeles, mi s-a spus la un moment dat că rezultatul va fi wow pe ochii mei mari și atunci am cedat în fața complimentului în avans. V-am arătat mai devreme două cadre cu genele mele naturale ca să vedem la final dacă într-adevăr merită. Pe Raluca Popescu am cunoscut-o prin Ioana Dumitrache, despre care știți că are niște gene foarte frumoase și voluminoase, tot Raluca se ocupă de ele, așa că am venit și eu tot la ea. Am să încerc să vă descriu tot procesul, deși dacă sunteți sau veți fi doar cliente, tot ce trebuie voi să știți e că trebuie să stați relaxate preț de o oră sau o oră jumate, în funcție de cât de multe de lucru. Eu am așezat comod, întinsă și am lăsat mânutele imagine să-și facă treaba. Raluca mi-a explicat așa, în mare, cam ce trebuie făcut. Înainte de aplicarea propriu-zisă a genelor, vedeți că ea curăță foarte bine zona orbitală și genele naturale. De ce? Practic, e ca o demachiere foarte profundă. Ea curăță zona, degresează genele și le usucă foarte bine, pentru că e important ca toate celulele moarte, praf și alte asemenea particule să fie îndepărtate. În felul ăsta, extensiile de gene vor adera mult mai bine și vor rezista o perioadă mai lungă de timp. Uite, aici, de exemplu, ea curăță foarte bine la rădăcină. Pasul ăsta se simte foarte dubios, dar nu este absolut nimic deranjant sau de nesuportat. Din prima dată, eu m-am cam amuzat la demachiere, am tot râs, pus întrebări, am tot vorbit. Mi se părea foarte ciudat să stau cu ochii închiși atâta timp și să nu știu, să nu văd ce se întâmplă. Aici o tot întrebam, Raluca, ce urmează să faci? Ajută-mă, zi-mi ceva, sunt curioasă, eu nu văd nimic. Și ea îmi spunea, uite, Denisa, acum degresăm genele, după aia mai departe o să vedeți că o să mi le usuce cu un uscător foarte, foarte micuț, care e foarte, foarte haios, e ca o morișcă, doar că are un mătraș, deci practic un uscător de gene, dummy. După care o să vedeți că o să-mi pună patch-urile alea pe genele de jos, tocmai ca să poată să lucreze liniștită și genele superioare să nu se prindă de cele inferioare sau vreo treabă de genul ăsta. Nu este absolut nimic incomod, deși mie așa mi se părea la început. Și acum vedeți ce se întâmplă practic. Își alege câte o geană pe care o separă foarte bine de restul genelor și pe ea, la 2 mm de bază dacă nu mă înșel, o să lipească extensia. Așadar, genele nu se lipesc de piele, nu intră în piele, n-au niciun fel de contact cu pielea, ci se prind de genele naturale. Și mai departe, dacă vă întrebați, păi și atunci cum de pică, e simplu. O geană naturală are o durată de viață de aproximativ 3 săptămâni. Când pică geana naturală, evident, pică cu tot cu extensie. Chiar azi dimineața mi-a picat o geană micuță și de curioasă am studiat-o puțin. Extensia era acolo, practic au picat împreună. După 3 săptămâni o să vi se pară că v-au picat genele, însă voi aveți tot atâtea gene naturale, nu le mai aveți pe cele false, care erau lipite de ale voastre. Practic aici e schimbarea și crezi fetele că extensiile de gene îți strică genele tale. Acum cu extensii, am ceva mai multă grijă cum mă spăl pe față, să nu pun dușul direct pe ele, mă demachez doar cu apă micelară, fără alte demachiante cremoase sau uleioase. În continuare mă machiez cum vreau eu și cu ce produse vreau eu, dar încerc să le evit pe cele rezistente la apă, pentru că nu vreau să insist prea mult la demachiere. Din când în când le mai periesc o periuță curată de mascara și dacă n-aveți una, stați liniștite că veți primi una de la salon. Puteți să le cereți mai naturale sau foarte pronunțate, mai lungi, mai scurte, mai voluminoase, mai rare, cum vreți voi. Eu am rugat-o pe Raluca să-mi pună puține, efectul să fie unul foarte natural, însă m-am îndrăgostit de ele și mi se pare că schimbarea e mare, e vizibilă, îmi place foarte mult, așa că Raluca, să știi că trebuie să mă aștepți la întreținere.
Sunt foarte mulțumită cu decizia de a încerca extensiile de gene și sunt foarte mulțumită că m-am dus la Raluca să facă treaba asta pentru că eu profesionistă. Deși sunt foarte multe fete pe piață care pun gene, eu vă recomand pe ea cu toată încrederea. Găsiți toate datele ei de contact în descriere. Și uite, aici v-am pus și câteva cadre cu genele mele de acum ca să vă convingeți singure cât de naturale și frumoase sunt. Vă pup, sărbători frumoase!